sperăm că nu ultimii și din peste tot așa. Cei din urmă vor fi cei din tâi, zice la Biblie. O să avem un control foarte scurt. La spertare. Dumneavoastră m-aș bucura dacă o considerați o povestire și o să vă placă, vă mulțumesc, despre o tură pe Negoiu, pe care am făcut-o anul trecut. Dar pentru că prietenii noștri de la Transmont au avut un moment umoristic referitor la o întâlnire cu ursul, eu chiar vă vreau să vă spun că anul trecut am întâlnit ursul pe o cărare în Parând, cu prietenul nostru Neru de la Pitești, care a dat nas în nas cu el pe potecă, poteca poteala asta. Ursul venea... Un pic de liniște, vă rugăm! Nelu... E o poezie. Da, Nelu potea spre stânga, ursul venea din stânga. În momentul în care au dat nas în nas, de când l-am auzit pe Nelu strigând să vin, l-am văzut, ursul în două picioare lângă el. Eu am încremenit. Mută. A fost mută.
când ursul l-a lăsat pe Nelu și a luat-o pe potecă spre mine, am gândit doar atât. Nelu a scăpat. Urmez eu. Și am făcut doar un pas în dreapta, să-i fac loc pe cărare să treacă. Din fericire s-a dus un jnepeniș. A fost un moment pe care îi reține toată viața. După 25 de ani de munte am avut această întâlnire, sper să nu mai am măcar 25 de ani de acum înainte. Și am gândit după aceea doar așa, ursule, îți mulțumesc că ai fost doar să-l tăreți, că tu doar m-ai ocolit în șnepeniș, ai fugit, Dumnezeu m-a ocrotit. Ceea ce vă doresc mie o să facă cumva, vezi, da, n-am urmat vreodată cu ursul prin pădure. Se întâmpla un par înspre lacul Roșii, în Jnepenici. Iar la 3 zile am avut urcarea pe Nevoiu, care m-a impresionat în mod deosebit și am așteptat câteva versuri. Sper să vă placă. Dragi prieteni, vă iubesc și vreau să vă povestesc de ale noastre drumuri multe pe cărările de munte. Deși este primăvară, povestea mea este din toamnă, dar acum vă întâlnesc și vreau să vă povestesc. De Sfânta Marie Mică am avut un dor de ducă și cu dor de făgăraș părăseam al meu oraș cu prieten foarte bun, Clau, Ghiuri și Emil. Poveste din Făgăraș se numește. E o zi cu cer senin, noi la drum acum pornim, cu Emil la volan, care nu e muțoman, dar este vitezoman. De la bâlea de la lac, în curmătură urcăm și de acolo în creastă, unde banda roșie e a noastră, până la vârful Necoiu, unde orice montaniar vrea să ajungă neapărat. După unul uși pieptiși, respirăm, ne relaxăm și cu creasta continuăm. Vă rugăm acolo în spate puțină liniște ca să înțelegem și noi poezia. Vă mulțumim! Aplauze pentru domnii din spate! Am mare emoție prima dată când recit o poezie, așa cu multă lume. După un urcuș pieptiș, respirăm, ne relaxăm și cu creasta continuăm. Vântul suflă, Ghiuri urcă, Diana de-abia mai respiră, iar Claudiu doar admiră muntele cu ale lui creste, cam tăcute, dar semețe. Din șaua Paltinu continuăm, spre Lăițel noi urcăm, apoi la lacul Călțun un popas mic este bun. Și de acolo, prin portiță, încăldarea Laiță. Admirăm strunga Ciobanu, ocolim prin strunga Doamnei. Este greu, dar e frumos, ce mult am mai mers pe jos. Dar greul abia începe, Negoiu vrea să ne încerce și doar dacă merităm ne primește, Negoiule, nu fi rău. Cu Claudiu șef de trupă, drumul urcă și tot urcă. Clau zboară pe potecă, eu mai greu, doar nu s-atletă. Văd și strunga dracului de pe piciorul Negoiului. Și în vârf noi am ajuns. Nimic nu e de ascuns de la această înălțime, totu-i bine, totu-i bine. Bate vântul, e frumos, lumea e departe, jos. Admirăm priveliștea și ne place liniștea. Suntem muți, dar suntem toți, obosiți, dar fericiți. Și după îmbrățișări, după poze și filmări, coborâm la Călțun. De la Călțun pe banda albastră ne îndepărtăm de creastă. La tunel vrem să ajungem, Doamne ajută, o să ajungem. După Poieni și Jnepeniști, iar urcăm și iar pieptiși. Spre Nevoie o privire și apoi altă coborâre. E frumos, dar se noptează. La tunel noi am ajuns, soarele de mult apus. Și de la bâlea de la lac noi acasă am plecat. Iar când se sfârșește anul, vom urca pe Moldoveanu. Noi astăzi nu am reușit, dar la vară, negreșit, poate chiar din sâmbătă, cu întoarcere duminică. Vă mulțumesc! Ești tu gândă ca măta! Norocul inteligent!
zice, funicular sau furnicular? La ce fă, la ce? Ai, deșteaptă toată. Vai, văzut face de lume, vine pe Cilișa pe la sâmbătă pe la noi? Vai de noi! Îl văzuși pe Radu Burnete, ce tracuri Solomon și-a tras, tată! Ce fă, a luat Solomona? Ce salmone la fată, dracu Solomon, ai, deșteaptă! Ai, Solomonela, păi nu-i fă o boală! A, ce proastă ești, du-te de aici, fată! Și-l văzuși pe Alăcioric? A, fată, ăsta s-a echipat bine și-a luat fată, mamut! Să mamut? Nu vei fată, mă băiești, șainele! Ce este mus, fă, mamut? Dă-n cap până în picioare, uite-te la el! Nu e mă, că stai, uite-te, zici că e un țânțar, ce mamut! Așa, e, tu te-ai dreacu, de-a proasta, dreacu! Na, cu și ești prea deștept în satul ăsta, ești frumoasă, pum-pum, să mă bată Dumnezeu dacă nu sunt. Auzi, fată, dar văzuși că-ți luă și Norfeis? Ce? Să duce spre Nord? Nu, fată! Ce Nord? Nu vezi că-i Norfeis? N-auzi, nu față de Nord, Norfeis! Da, băi, dreptate, uite ce față de foc are! Are, fată, are față de foc, că-i auzi, fată. Fată, dar ce s-aude, fată, că s-aude o muzichie așa, s-aude? Ce dracu ascultă ăștia, fată? Ce s-aude acolo? Că nu știu ce s-aude. Niște munțomani, nu știe. De unde să știe? Hai, fata, să dăm... Hai să dăm facilile, hai! Ăștia nu-și pot tine, după tine! Ia bala! Ia bala! Ia bala! O să cântăm o melodie ce vrea să fie un... 1 aprilie. Nu. Melodia asta e dedicată celor care odată de mult, de mult, de mult, când se mergea pe munți, se mergea cu trenul, mă băiță. Trenul munților, îi spune. Mi-am făcut bagajul, acum nu cam să plec. Mi-am luat cu mine și curajul să poluam și toți în piept. Rucsacul am luat în spate și mi-am sărutat iubita. Și ținând-o strâns de mână direct la gară, lipa, lipa, căci-am fugit sus pe munte. Acolo unde sunteți voi, munțomanii care de-o viață, merg cu trenul munților. Deci-am fugit sus pe munte, acolo unde sunteți voi, munțomanii care de-o viață, merg cu trenul munților. Oh, 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 oh.
toți în pantoare, uitându-o plec de bine. Ne-am penaș cu mine spre vagonul nostru direu, dar norocul nostru-i mare, căci avem cu noi o chitară. Și face nașul o cântare, trecând în gară, în gară. Ce-am fugit sus pe munte, acolo unde sunteți voi, un somar în care pe o viață merg cu trenul munților. Ce-am fugit sus pe munte, acolo unde sunteți voi, un somar în care și paharul de țuri creau la tonul veseliei. Ne-așteptau concursuri dure, chețele și mult mai multe. Iar nopțile la foc, zeci de cântece de munte. Ce-am ajuns sus pe munte, acolo unde sunteți voi, mulți oameni care acolo unde sunteți voi, mulți oameni care de o viață merg cu trenul munților. Oh, 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 oh. Și voi! Thank you.
auzeam mereu în vintea mea. Alumias în cer și murdeam de Petru. Sperăm să continuăm la pe drumul nostru.